Bună ziua, bine v-am regăsit. Vă voi prezenta câteva din situațiile punctuale de la nivelul administrației publice locale, după care, ca de obicei, voi sta la dispoziția dumneavoastră cu întrebări pentru clarificări sau alte informații pe care doriți să le aflați și pe care le credeți relevante. După cum știți, de la începutul anului, practic de când am preluat acest mandat și până săptămâna trecută, am avut o serie de dezbateri cu diferite categorii socioprofesionale de pe raza municipiului Roman. Am luat la cunoștință problemele cele mai importante cu care se confruntă fiecare dintre acestea. Și pot să apreciez că unele din aceste propuneri au fost chiar constructive, au fost o serie de dezbateri reușite, le consider eu, acolo unde am luat pulsul tuturor categoriilor socioprofesionale și în funcție de posibilitățile bugetare ale noastre vom reuși punctual să rezolvăm o parte dintre acestea. E clar că nu vom putea rezolva toate solicitările care au rezultat din dezbateri. Ați fost și dumneavoastră prezenți la aceste dezbateri și ați văzut cât de multe solicitări s-au făcut în diverse domenii. Însă toate dintre aceste solicitări, practic, au fost cuprinse în strategia cu care în vara anului trecut ne-am asumat un nou mandat la conducerea primăriei municipiului Roman. Ne vom ține și de ceea ce am promis la vremea respectivă, însă pe parcurs sigur că trebuie să adăugăm și altele noi, așa cum rezultă din dezbaterile pe care le facem. Vreau să vă fac doar câteva mențiuni cu privire la ultimele trei întâlniri pe care le-am avut săptămâna trecută. Una dintre ele a fost cea cu pensionarii, acolo unde ni s-a propus îmbunătățirea funcționării microhidrocentralei. S-a dorit o supraînălțare a digului, eliminarea unor maluri. Este foarte important, însă, să înțelegem că acest proiect este cu din fonduri europene și nu se poate interveni pe el. Și respectarea acestui proiect este o obligativitate și nu e un moft al cuiva. Sigur că putem să acceptăm păreri diferite, însă ultimii care au cuvântul trebuie să fie specialiștii, pentru că ei sunt cei care își asumă din punct de vedere tehnic ceea ce se întâmplă la acest obiectiv. Chiar dacă în ultima perioadă pe zona noastră am avut dificultăți din cauza secetei, pot spune că activitatea microhidrocentralei a fost una foarte bună, pentru că anul trecut am compensat circa 300 de milioane de lei vechi, astfel încât această microhidrocentrală a produs 1750 de megawați, iar necesarul pentru iluminatul public este de 2000 de megawați. Deci, practic, una peste alta, iată că iluminatul public din municipiul Roman aproape în totalitate a fost asigurat de această microhidrocentrală. O altă întâlnire pe care am avut-o a fost cea cu mediul de afaceri, acolo unde s-a relevat foarte mult sprijinul pe care trebuie să-l acorde autoritatea publică locală investitorilor de pe raza de competență. În limitele legii vom continua să acordăm facilități fiscale pentru cei care fac investiții majore pe raza municipiului Roman și pentru toți cei care vor să creeze locuri de muncă pe raza municipiului Roman și să facă investiții. Însă totul trebuie să se facă în limita legii. Nu putem interveni noi prin hotărâri de Consiliu Local să stabilim lucruri care să exceadă rigorilor legii. O altă problemă care a reieșit a fost
legată de faptul că în pietonal, deși în ultimii ani s-au investit sume foarte mari de bani, din păcate, din punct de vedere economic, această zonă nu este prea atractivă și aici va trebui într-o primă etapă să finalizăm tronsonul 4 din pietonal și ulterior să gândim o serie de proiecte, o serie de târguri, chiar activități economice care se desfășoară în această zonă pentru a aduce din nou cetățenii municipiului Roman în această zonă. Și cred eu că acest lucru poate fi realizat împreună cu agenții economici de acolo și să readucem pietonalul la nivelul de atractivitate din trecut. Practic, în acest an vom finaliza, așa cum vă spuneam, tronsonul 4, unde vom aloca 1,5 milioane de lei pentru finalizarea acestui tronson și ulterior, anul viitor, să refacem și terasamentul de la parter 2 pentru a nu mai avea acele infiltrații și să nu mai cauzăm acele probleme pentru agenții economici care au spații la parter. O altă activitate multisăptămânală, dacă pot să-i spun așa, a fost aceea în care echipe mixte de la Poliția Locală și Societatea Municipală Locato au continuat activitățile de strângere a câinilor fără stăpân. Și săptămâna trecută 22 de câini au fost ridicați de pe străzile municipiului Roman și duși în adăpostul nostru. Și de asemenea am continuat și acțiunile în ceea ce privește stăpânii cu animale de companie pentru a-i conștientiza în ceea ce privește rasele periculoase de obligativitatea purtării botniței, iar în ceea ce privește activitatea sau câinii ceilalți să îi conștientizăm de obligativitatea de a fi dotați cu pungă pentru a îndepărta resturile de la acești câini. Zic eu că e foarte important să disciplinăm aceste categorii de persoane și vă asigur că aceste activități vor continua și în perioada următoare. Vă anunțam în conferința de presă de săptămâna trecută că sâmbătă și duminică vom realiza o serie de acțiuni la barurile și puburile de pe raza municipiului Roman, acolo unde am efectuat controle la 16 unități de alimentație publică între orele 22 și 1, echipaje mixte de la Poliția Locală, Poliția Națională și compartimentul comercial din cadrul Primăriei Municipiului Roman. Așa cum vă spuneam, la 16 unități de alimentație publică s-au făcut aceste controle. Față de controlul anterior, la 9 dintre acestea s-a putut prezenta autorizația de funcționare, deci practic funcționează în condiții de legalitate. 4 aveau depusă documentația pentru autorizare și urmau doar partea de autorizație fizică să iasă de la semnătură din primărie, dar documentele erau ok. Și 2, din păcate, nu s-au conformat, drept pentru care au fost amendate cu suma de 500 de lei fiecare și obligativitatea ca în termen de 10 zile să se pună în legalitate. Dacă nu, vom continua aceste acțiuni de control și putem merge până la închiderea activității acestor unități de alimentație publică. De asemenea, de vreo 3 săptămâni am început această activitate de toaletări de arbori și în această săptămână ne-am propus să continuăm această activitate. După cum bine știți, am dispus ca în acest an să nu mai dovorâm arbori de pe raza municipiului Roman. Săptămâna trecută am intervenit în asociațiile de proprietari 51 din Aprodu Arbore, asociația 32 Fundătura Duzilor Dobrogeanu Gherea
și Asociația 36 Bogdan Dragoș, Zona Poliției și Necaterina Teodoroiu. Pentru săptămâna în curs vom interveni pentru toaletarea de arbori la Asociația 12 din Smirodava, Asociația 13 din Strada Gloriei și pe aliniamentul străzii Smirodava. Am mai răspuns și punctual la anumite sesizări, având în vedere faptul că cetățenii se informează și culeg aceste informații, inclusiv prin intermediul dumneavoastră, mass mediei, despre toaletările care se fac în zonele de pe raza municipiului Roman. Vin și solicitări punctuale și vom mai interveni și la aceste sesizări pe fundătura păcii pentru a toaleta 4 tei. În funcție de solicitările pe care le avem de la asociațiile de proprietari și direct de la cetățeni, vom dori să trimitem și în cimitirul Eternitatea echipele de alpiniști pentru a toaleta și acolo în zonă o serie de arbori. După activitatea de dezăpezire, practic au mai apărut o serie de găuri în asfalt pe care încercăm punctual să le rezolvăm, inclusiv la operativă pe care am avut-o cu directorii și cu șefii de servicii. Am cerut o comunicare din partea tuturor acolo unde constată pe drumul lor spre casă sau în decursul activității lor să ne aducă la cunoștință astfel de avarii care apar în asfalt, astfel încât să putem interveni cu această mixtură rece în această perioadă și ulterior, când vom începe programul de reparații și plombări, să putem interveni cu asfalt pentru acoperirea definitivă a acestor zone. Practic, săptămâna trecută, formațiile de lucru de la Direcția de Servicii Edilitare au intervenit pentru plombări pe strada Sucedava, la intersecția cu strada Bucegi, în zona sensului giratoriu de la Favorit, pe strada Nicolae Bălcescu, pe strada Florilor, Ion Ionescu de la Brad, pe strada Ștefan cel Mare, între aleile dintre blocurile 6 și 8, iar ca urmare a intervențiilor făcute de alte societăți, am readus carosabilul la starea inițială pe strada Olteniei, Spiru Haret și Bulevardul Republicii la intersecția cu Anton Pan. După cum bine știți, Clubul Sportiv Municipal din Roman, prin echipa de handbal fete, s-a implicat într-o acțiune în scop caritabil. E vorba de o tânără mămică din Focșani care a apelat la mine prin intermediul unui jucător de handbal de la Focșani pentru a obține o sumă de bani în urma licitației unei mingi și pentru a da o valoare acestei licitații. Am vorbit cu jucătoarele de la CSM Roman și le-am solicitat autograful pe una din mingile cu care s-a jucat Supercupa României din toamna anului trecut, astfel încât să aibă o valoare mai mare. Și săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii, această persoană din Focșani m-a anunțat că s-a încasat suma de 1000 de lei, sumă ce a fost plătită prin virament bancar de către câștigătorul licitației în contul direct al soțului acestei tinere mame, astfel încât să participăm și noi la această acțiune până la urmă de impact psihologic și care e neplăcută, dar din păcate fac parte din viață și acestea. Eu vă mulțumesc mult și trecem ca de obicei la întrebări. Da, sigur că au fost multe gândiri. Ne gândim foarte serios să luăm în calcul o parte dintre acestea. De exemplu, îmi doresc foarte mult ca în acest an cel puțin proiectul pentru piață să-l pregătim.
Sigur, au mai fost și o serie de propuneri punctuale din partea fiecărei categorii sociale. Vom încerca câte puțin din fiecare să le punem în bugetul de anul acesta. Începând din această săptămână, chiar din această după-amiază, voi începe discuțiile în cadrul primăriei, cu specialiștii din primărie, pentru a începe să conturăm acest buget. Și sigur, făcând o centralizare a tuturor propunerilor care au venit, atât din dezbaterile publice, cât și din celelalte solicitări, să putem face o prioritizare a acestora. Toate ni s-au părut importante, toate sunt importante, dar trebuie să le prioritizăm în funcție de veniturile pe care le avem. Urmează să o stabilim în funcție de gândirea pe care o facem pe buget. Bineînțeles, o pot face atât pe adresa de e-mail primararonprimariaroman.ro, cât și prin intermediul paginii de Facebook. Fără nicio problemă putem primi și acolo sesizări cu privire la disfuncționalitățile care apar în cadrul compartimentelor din Primăria Roman. Era vorba la sinagogă, s-au și rezolvat. La cimitirul evreiesc nu au venit punctual la noi, dacă e cazul să ne contacteze și vedem ce se poate face. La sinagogă, când a venit punctual, s-au rezolvat. Într-adevăr, așa este, a fost unul din subiectele importante de pe ordinea de zi, cu un interes major din partea tuturor participanților. Au venit chiar și invitați din afara comitetului director, pentru că am întâlnit primarul de la Orșova, de exemplu, care are o adevărată problemă în municipiul Orșova, datorită faptului că de 3 săptămâni gunoiul nu se mai ridică de la platformele gospodărești. Am reușit să gândim o serie de puncte comune. Din păcate nu a venit ministrul mediului, a venit șeful de cabinet. Am înțeles că așteptau un ultim aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale, iar pentru a grăbi lucrurile am stabilit ca o ultimă întâlnire să aibă loc astăzi de la ora 10, punctuală, cu reprezentanții de la AMR, unde va participa domnul președinte Negoiță, împreună cu directorul Constantin Mitache și încă 2-3 primari pe care i-am mandatat ieri, reprezentanții ai Ministerului Dezvoltării și Ministrul Mediului, pentru a grăbi această modificare legislativă și în ședința de guvern de mâine deja să se regăsească această ordonanță de urgență. Practic, noi am solicitat acestui minister să proroge termenul de intrare în vigoare până în luna iulie, deci practic să intre în vigoare începând cu luna iulie și să modifice practic ținta de reciclare, pentru că în momentul de față, așa cum este prevăzut această ordonanță, prevede că pentru orice cantitate de deșeuri depozitată trebuie plătită această taxă de 80 de lei pe tonă. Această taxă deja pentru luna ianuarie s-a achitat deja, deci e clar că în momentul de față operatorii sunt cei care au suportat luna ianuarie, dar mai departe să știți că nu sunt dispuși să mai suporte și pentru celelalte luni, drept pentru care situația este destul de presantă și iarăși am solicitat o modificare a țintei de reciclare, pentru că termenul final, până la urmă, până la care să ajungem la 50%, este 2025. Ori Ministerul Mediului a impus 2020. Atunci am solicitat o trecere progresivă. În momentul de față, cam toate, sau la nivelul României,
se reciclează în jur de 14-15%, dar sigur că putem accepta pentru acest prim an sau să ne raliem la 15% și după aceea ulterior, gradual, 5%-10% de la un an la altul, astfel încât în 2025 să ajungem la acest obiectiv de 50%. Iar diferența să se plătească, sau taxa aceasta de 80 de lei, să nu se plătească în cazul în care se atinge ținta pentru acel an, iar dacă nu se atinge ținta, să se plătească doar pe cantitatea care nu s-a reciclat în această situație. Însă forma finală este clar că o vom vedea mâine. Discuțiile au fost foarte constructive la Ministerul Mediului, zic eu, acolo trebuie rezolvată problema, ține de ei și sperăm să romașcanii să nu fie obligați să plătească o taxă suplimentară pe această... Pe acest subiect ați mai discutat cu deputatele Orean, așa cum spuneați? Sigur, ieri am fost și la Parlamentul României, acolo unde m-am întâlnit cu domnul deputat Leoreanu și el a făcut o serie de discuții înainte la Asociația Municipiilor din România. Ulterior am fost și am discutat cu el concluziile pe care le-am avut la Asociația Municipiilor și am solicitat în cursul zilei de azi să se implice și el la nivelul Ministerului Mediului pentru a impune modificările astfel încât să nu genereze costuri pentru romașcani. În momentul de față am avut discuții încă de săptămâna trecută cu dumnealui pentru amendamente la buget, pentru o serie de proiecte de pe raza municipiului Roman de interes. După cum bine ați văzut și pe pagina lui de socializare, a promovat aceste proiecte la ședința de comisie pentru buget finanțe, acolo dumnealui, unde dumnealui este membru. Este vorba de Centrul Multicultural Unirea și de canalizarea din cartierul Petru Rareș. Însă, din păcate, din câte am înțeles, guvernul nu acceptă absolut niciun amendament, indiferent din partea cui vine, chiar dacă vine de la opoziție sau chiar dacă vine de la parlamentarii din arcul de guvernare, de pentru care rămâne să căutăm alte soluții pentru atragerea de fonduri. Așa cum am întrebat, am înțeles că ați primit de factură la test de zile. Ce sumă este? Da, pentru luna ianuarie a fost de 590.000 de lei. După cum bine știți, luna ianuarie a nins foarte, foarte mult. Am și încărcat foarte mult zăpadă din 180 de camioane de zăpadă ce am cărat din Roman. Dacă bine știți, dumneavoastră tot mă mai întrebați când mai cărăm zăpada și de acolo și de acolo, din diferite zone. V-am spus că toate aceste operațiuni generează costuri și noi trebuie să fim atenți la costuri. Cu atenție la costuri, e important să menținem orașul curat. Eu zic că l-am menținut pentru circulația în condiții de siguranță pe perioada acelor căderi masive de zăpadă și cu acele condiții meteo cu viscol. Însă e drept că toate aceste lucruri generează și costuri. Însă sunt lucruri asumate și care au fost prevăzute în buget până la urmă. Bine, acum potrivit prognozii ne putem aștepta la polei. Da, noi am intervenit pentru polei și în luna decembrie, am intervenit și în luna ianuarie, cu siguranță vom interveni și în luna februarie. Ideea e că, indiferent că vorbim despre dezăpezire, indiferent că vorbim despre polei, aceste utilaje tot trebuie să funcționeze și trebuie să intervină. Și toate aceste intervenții, sigur că generează și costuri. Mulțumesc. Da.
Chiar în legătură cu această întrebare, la una din vizitele pe care le-am făcut, fiind invitat, după cum știți, în afara orilor de program la diferite persoane din zonele municipiului Roman, chiar am primit această întrebare și la vremea respectivă i-am zis, chiar nu știu, dar am să mă interesez. Mi se pare foarte interesantă întrebarea. Pentru că, după cum bine știți, toată infrastructura rutieră de pe raza municipiului Roman a fost gândită în vremurile trecute, când traficul nu era cel din ziua de azi și numărul de autovehicule. Astăzi pot să vă anunț că la nivelul primăriei municipiului Roman, la nivelul persoanelor fizice, avem un număr de 15.765 de autovehicule. Imaginați-vă că discutăm de o populație de circa 72.000 de locuitori, conform celor de la statistică. E ultima raportare. Populația după domiciliu. Bun, alea nu le mai punem. Hai să zicem că de aici, nu știu, de regulă când luam cu drept de vot, erau 59.000, ceva de genul ăsta. Deci, practic, discutăm cam un sfert din populația municipiului Roman deține o mașină, ceea ce e foarte mult. Așa cum spunea și doamna Flora, dacă luăm în calcul și cei care tranzitează municipiul Roman, care e un număr foarte mare, iar la persoanele juridice, pentru că avem și aici, avem 2947 de autoturisme. Deci iată și acestea afectează. Bine, după aceea avem și mijloace de transport greu, cele lente 133, cele grele pentru exclusiv intern 228. Deci e clar că infrastructura este mult depășită și nu de ieri de azi, ci de multă vreme. Dar nu e o situație care se întâmplă doar la Roman. Acest lucru se întâmplă în toate localitățile din România, pentru că, așa cum vă spuneam, aceste localități au fost proiectate cu multă vreme în urmă, când nu exista traficul care există în ziua de azi. Cu aceea vom analiza. În momentul de față trebuie să gândim foarte bine dacă trebuie să modificăm organigrama, trebuie să identificăm un spațiu unde să se depoziteze aceste platforme. Și vedeți dumneavoastră la modul cum se schimbă legile în ziua de azi și cum se modifică, e bine să mai stăm un pic, să vedem ce se întâmplă, că ne apucăm de făcut cheltuieli și ulterior ne trezim că le-am făcut degeaba. Creșterea, vorbeați de profundă din ciclul STO, cum a fost cea de la pensionat din Vătrivă Centrală, e clar că nu poate fi luată în discuție o asemenea de care, nu putem intervenire la fel de părere european. Dar pe mine mă interesează acum dacă creșterea din da, în momentul de față nu e un debit care să pună în pericol funcționarea microhidrocentralei, funcționează în parametrii normali și nici nu cred că în perioada următoare vom avea probleme din acest punct de vedere. Pe noi ne interesează foarte mult ca în perioadele secetoase să avem un debit normal, astfel încât să putem funcționa în condiții normale. Practic, problemele la noi se ridică atunci când nu avem debit suficient în perioadele de secetă. Așa cum știm din anii anterior, ponderea sau grosul cheltuielilor din bugetul local constituie celulitate de utilitățile școlilor. Care este prognoza pentru anul acesta cheltuielilor utilitari, ținând cont și de faptul că în ianuarie a fost, așa cum s-a spus, ceva mai friguroasă, au fost nevoie ca aceste centrale să meargă din plin,
așa și care este impactul acestui buget blocat al acestor cheltuieli? Nu, nu este un impact semnificativ. Sigur că a fost o iarnă mai friguroasă, cred că asta am resimțit-o cu toții, inclusiv acasă la noi. Ne-am descurcat tot timpul în ceea ce privește utilitățile la unitățile de învățământ. Cu siguranță ne vom descurca și în această perioadă și nu sunt anunțate probleme din acest punct de vedere. Pe noi ne interesează în primul rând să ne menținem în condiții de funcționare aceste unități de învățământ din punctul de vedere cel puțin al agentului termic pentru a asigura condiții optime de învățământ. Nu, suma nu e așa de mare pe cât credeți dumneavoastră. E un impact nesemnificativ acesta al utilităților. Dacă e să-l raportez la bugetul general, e nesemnificativ. Ați vorbit de acele acțiuni legate de strângerea tinerilor comunitari. Care este capacitatea maximă a adăpostului? Cât aveți acum în adăpost și dacă veți continua asta, nu depășiți numărul de fiind și n-am care scriu de acolo. Da, nu, în momentul de față nu mi s-a raportat că am avea un surplus de câini în adăpost. Funcționează în condiții normale. Nu am date precise legate de momentul când ar urma să se umple, dar mă voi informa și voi reveni cu un răspuns punctual pentru dumneavoastră. Da, în acea clădire continuă să funcționeze azilul pentru bătrâni, doar partea administrativă și partea de depozite își asigură singuri utilitățile și paza obiectivului, astfel încât în momentul de față nu revine în sarcina noastră absolut nicio obligație în zonă. Atribuțiile prevăzute prin organigramă este vorba de Direcția de Urbanism, Direcția de Asistență Socială, Direcția de Taxe și Impozite Locale și Clubul Sportiv Municipal Roman. Cine mai puteți spune referitor la solicitarea Consiliului Județean de a prelua acele clădiri de la Poliție Municipală, nu vorbim de clădirea populistă, în care după aia nu pot lua, dar știți, sunt acolo, adăpost da, în momentul de față nu mai există nicio solicitare din partea Consiliului Județean pentru preluarea acestei clădiri. A fost un proiect de hotărâre la Consiliul Județean, proiect care nu a trecut și de atunci nu a mai existat nicio solicitare în acest sens. După cum bine știți, noi avem o hotărâre de Consiliul Județean prin care ni se atribuie în totalitate acea clădire și care spune că pe perioada existenței serviciului Direcției de Evidență Locală a Persoanei și a poliției locale nu pot fi luate acele clădiri. Prin ce solicitările care au fost făcute la aceste întâlniri a fost și cea legată de acordarea unor sedii, fel de ONG-uri, au cerut sedii, au cerut chiar și oameni de afaceri sedii, de câte spații puteți dispune și dacă le puteți rezolva această problemă. Da. În momentul de față, din păcate, nu dispunem de niciun spațiu, însă, pe măsura posibilităților și când vom identifica soluții, vom încerca punctual să mai rezolvăm din aceste solicitări. Nu avem în momentul de față, nu avem nicio clădire disponibilă, nu avem niciun birou disponibil. E posibil să apară la etajul 2 în primărie, e posibil să apară la Clubul Țevilor dacă Consiliul Județean va acorda acceptul. Deci pot fi oriunde, sau dacă identificăm alte locații. Ați spus de traficul aglomerat, într-adevăr, municipiul s-a aglomerat din prința traficului auto. Nu credeți că această comisie din primărie care se ocupă de circulație ar trebui să reunească și să analizeze
anumite trasee, populația solicită în sensul unic, solicită interzicerea parcărilor în anumite locuri, pentru că au văzut că acum sunt autobuze foarte mari care circulă prin Roman și prin străduțe mai mici, se gâtuie circulația, în unele zone chiar nu aș mai fi indicat o parcare. Da, s-ar treta la un sens unic dintr-o parte în alta pentru a facilita parcarea și pe stânga și pe dreapta. Punctual putem să găsim soluții, însă trebuie să vină o solicitare concretă din partea cuiva la nivelul acestei comisii de circulație, acolo unde vin inclusiv reprezentanții ai poliției rutiere și care au până la urmă, cred, ultimul cuvânt în luarea unor astfel de decizii. De când nu s-a mai înfrânt această comisie? Alături de dumneavoastră, de când ați preluat? Nu, de când sunt eu, nu s-a întrunit niciodată, însă va trebui, da, vreau să se întrunească, pentru că am și eu câteva probleme punctuale pe care trebuie să le discutăm și cred că în cursul săptămânii viitoare se va reuni. Inclusiv pentru zona din strada Eternității, care vă spuneam că am o gândire cu un sens unic acolo în zonă și trebuie să luăm o decizie. Eventual și cu jurnaliștii care ar putea aduna propuneri de la cetățeni, care sunt pertinente, bineînțeles. Eu nu am nicio problemă, dar aș prefera, dacă sunt propuneri direct de la cetățeni, să vină propunerile de la cetățeni și eventual să înștiințăm acei cetățeni, să ne lase un număr de contact. Și mi se pare normal, dacă tot faci o propunere, să vii să te implici personal pentru acea propunere și să vezi și părțile bune, dar și părțile rele ale unei propuneri și cum se iau deciziile în deplină cunoștință de cauză, cu toți factorii direct implicați. Primăria Roman, conform legii și a hotărârii Consiliului Local, a prezentat lista cu datornice, persoane fizice și societăți comerciale. O listă foarte lungă. Și cel puțin la persoane fizice, populația întreabă, prima sută de persoane sunt fabrici și așa mai departe. Și întreabă, primesc ajutoare sociale pentru că figurează și conform legislației. Și în a doua ordine de idei, sunt foarte multe firme cu datorii. Cum intenționați să recuperați acești bani? Tot așa lumea se întreabă, sunt miliarde și miliarde de recuperat. Cred că municipiul Roman, dacă ați reușit să recuperați întreaga sumă de acolo, sau măcar jumătate, ar arăta ca o floare cu banii aia. Colecția asta. Casa de Cultură, 1,5 miliarde, care dumneavoastră a spus că veți face. Cum se vor fi recuperați? Există un serviciu în primărie sau se fac demersuri? Sunt procese în instanță? Cum se recuperează? Poliromul, 30 de miliarde, deci sunt niște sume și figurează acolo firme în faliment care au datorii sau firme care sunt radiate. Cum au primit o adeverință de la buget, finanțe, că poate fi radiată dacă nu și-a încheiat datoria cu bugetul local? Nu. Legea nu prevede la radierea unei societăți, nu prevede obligativitatea emiterii unui certificat fiscal de la primărie, ci cere doar un certificat de atestare fiscală de la ANAF. Dar, haideți să le luăm pe rând. Când vorbim de acele datorii foarte mari de care spuneați dumneavoastră sunt din strada fabricii, e vorba de persoane care au acumulat aceste datorii din amenzi. Sunt persoane care nu au niciun fel de bunuri și care nu pot fi executate silit pentru că nu ai asupra ce să le execuți. Sigur că aceste persoane nu beneficiază pe cale de consecință nici de ajutoare sociale. Așa cum ați văzut și dumneavoastră în listă... Prima persoană fizică pe listă are 270 de mii. Da. Toate sunt din amenzi. Știți foarte bine că au mai fost și în trecut astfel de situații cu acea prostituată care avea amenzi de 1 miliard ceva. Sunt lucruri care, din păcate, se întâmplă, sunt lucruri asupra cărora, din păcate, nu ai pârghii legale ca să acționezi. Și dacă tot vorbim de persoane fizice, să vă mai spun ce dificultăți avem în executarea acestor persoane fizice și le luăm una câte una. La persoanele fizice, de exemplu, nu poți să faci executări silite pentru locuința de domiciliu. Și atunci poți să pui secheste sau orice alte lucruri din acestea legale, doar dacă ai un teren suplimentar în altă parte sau un garaj sau alte bunuri. Însă, în ceea ce privește locuința de domiciliu, nu avem alte pârghii legale. Așa cum spunea și dumneavoastră, numărul acestor datornici pe care suntem obligați prin lege să le afișăm, mare parte a acestor sume provin din amenzi,
După cum bine știți, începând de anul trecut, codul fiscal s-a modificat și cei care au proprietăți de bunuri și care au și amenzi, trebuie să-și achite mai întâi amenzile și abia ulterior banii se duc pentru taxele și impozitele locale. Aceasta a fost o prevedere în codul fiscal, care, să spunem, oarecum vine în sprijinul recuperării acestor sume din amenzi. Știți că au fost la un dat discuții chiar legate de codul rutier, să-și piardă permisul de conducere dacă nu-și achită amenzile și așa mai departe. Din păcate, aceste lucruri nu s-au mai pus în practică și cei care trebuie să recupereze aceste amenzi sunt tot autoritățile publice locale. Ați văzut foarte bine că avem un număr de 4.075 de persoane cu datorii de la 1.000 de lei până la 270.000 de lei, așa cum bine ați remarcat și dumneavoastră. În cazul persoanelor juridice, avem un număr de 168 de persoane juridice cu datorii între 5.166 de lei și 3.032.922 de lei. În cazul acestor societăți comerciale, să spunem, avem la îndemână alte pârghii. Cea mai întrebuințată este aceea sechestrului pe conturi. Așa cum spuneți și dumneavoastră, există o serie de societăți din acelea foarte vechi, cu datorii care provin din epoci de demult apuse, acolo când se știa tot timpul că mai venea un guvern, mai dădea o radiere a datoriilor și își permiteau să acumuleze aceste datorii. Însă aceste lucruri nu s-au mai întâmplat de ceva vreme și iată că aceste societăți, din păcate, au intrat în insolvență sau în faliment, perioada în care noi, ca și autoritate publică locală, nu mai avem competența legală să aplicăm sechestre pe conturi sau pe bunuri. Ne înscriem la tabloul creditorilor și în măsura în care se recuperează aceste sume, ne recuperăm și noi sumele de bani. Și am avut situații de la anumite societăți, Umaro, de exemplu, anul trecut, dacă vă aduceți aminte, unde am încasat aproape 9 miliarde de lei vechi. Acest lucru l-am remarcat și eu, faptul că avem o perioadă sau o sincopă în recuperarea acestor sume, drept pentru care la nivelul Direcției de Taxe și Impozite Locale s-a creat prin organigramă, dacă vă aduceți aminte, la ședința din luna decembrie, dacă nu mă înșel, acel birou de recuperare creanțe, care va trebui să fie mai eficient în activitatea de recuperare a acestor sume de bani și pentru a nu mai lăsa să se acumuleze aceste sume mari de bani. Știu că în perioada următoare este scos la concurs postul de șef de birou și după aceea urmează să completăm organigrama pentru a fi cât mai eficient în recuperarea sumelor de bani. Ați fost, iau un exemplu, o firmă, Acvase, 800.000 de lei, ați fost necursămat de a recupera suma aceasta? Suma aceasta este infimă față de celelalte datorii pe care le avea Acvaservul. Eu, în momentul în care am preluat Acvaservul, era firma deja, era deja în insolvență și avea datorii de peste 30 ceva de miliarde. Acolo cu Acvaservo a mai fost o poveste, pentru că inițial se știa că acea clădire aparține Acvaservului, de fapt până la urmă ea aparținea Termlocului, drept pentru care în momentul de față, Acvaservul chiar nu poate fi executată cu absolut nimic, însă, pe de altă parte, și Acvaservul avea de recuperat sume foarte mari de bani de la asociațiile de proprietari. Și atunci, sigur că e activitatea lichidatorului și care își desfășoară acum activitatea acolo, care încetul cu încetul trebuie să recupereze sumele de bani restante de la asociațiile de proprietari și ulterior să plătească către diferitele categorii de creditori. Am pe pagina socială a primăriei o știre sau o informație că s-a lucrat săptămâna trecută cu 20 de persoane de la ajutor social. Știu că sunt în jur de 300 de dosare sau ceva de genul ăsta, 250. 211 dosare, 202. Totuși o diferență foarte mare până la 20 de oameni. Să înțelegem că sunt o parte dintre persoane care cresc copii sau... Dar totuși există cineva care urmărește. Știu că era o lege care impunea și medicilor de familie să fie verificați dacă îi liberează și chiar să intre în pușcărie, dacă dau adeverințe de
Există la direcția socială persoană care merge, eu vin cu un certificat medical, să meargă la un medic să verifice dacă acea persoană, într-adevăr, sau 20 de persoane, totuși... Haideți că vă explic eu un pic. Deci, din cele 212 de dosare, apte de muncă sunt 151. Din cele 151 de persoane, 119 pot să lucreze efectiv. Celelalte, fie au adeverințe de la medicul, deci noi nu acceptăm adeverințe de la medicul de familie, ci doar de la domnul medic Paul, care e singurul abilitat să dea dacă o persoană este aptă sau nu de muncă. Din aceste 119 persoane, cu 20 lucrăm în permanență în strada fabricii pentru curățenia în acea zonă. Ne rămân celelalte persoane pe care trebuie să le împărțim pe săptămâni. Practic, noi când am anunțat săptămâna trecută că am ieșit cu 20 de persoane, am ieșit doar cu cele aferente săptămânii trecute. Ieșim și în cursul acestei săptămâni și vom ieși pe parcursul întregii luni cu toate aceste persoane care sunt apte de muncă. Ați cântat costul la de pe zile 5,9. La aceasta se mai adaugă 3 miliarde din luna decembrie. Și în total ar fi până acum ați plătit în jur de 9 miliarde. Nu e cam mult, că așa ne întreabă, că e totuși o sumă, 9 miliarde, din cele 40 pe care dumneavoastră le aveți la dispoziție pentru întreținere, spuneți cu cât crește această sumă, cu atât nu se vor mai putea face lucrurile de întreținere. Dacă ne mai dă o zăpadă, mai se adună 5 miliarde și tot așa. Adică, eu știu, firma respectivă se bucură, pentru că vede un furt de nea, zice, mai ia un miliard. Dar totuși există cineva, asta vreau să vă întreb, în primărie care se ocupă cu măsurători, cu... Ei pot veni cu facturi, adică noi putem să cerem, dar nu cât primim. Bun, deci discuția e în felul următor. Au fost și ierni în care nu a nins și atunci sigur că facturile au fost mai reduse. Acum, ce să facem? Știți dumneavoastră foarte bine, chiar și dumneavoastră, dacă mi-aduc bine aminte pe la conferințele, tot mă întrebați, dar nu mai ridicați zăpada și eu vă spuneam, trebuie să fim atenți că ridicarea de zăpadă generează costuri. E clar că trebuie să ridicăm zăpada și nu putem să lăsăm cel puțin în zona instituțiilor, în zonele centrale, să eliberăm acele spații de parcare și căile de acces. Însă nu putem interveni pe fiecare alee, pe fiecare stradă să ridicăm zăpada, pentru că așa cum vă spuneam, generează costuri. Sigur, a nins. Luna ianuarie chiar a nins și a fost una din cele mai mari căderi de zăpadă, așa cum vă spuneam și în trecut. Pentru noi, prioritatea a fost să menținem circulația în condiții de siguranță pe raza municipiului Roman și să creăm principalele canale de circulație în oraș, cel puțin în acele zile când viscolea foarte tare. Pentru că am avut situații în duminica aceea când am ieșit de 3 ori într-o zi. Vă aduceți foarte bine aminte cât de tare viscolea. Și dacă nu interveneam așa cum am intervenit, orașul rămânea blocat și iar nu era bine. Adică trebuie să facem un pic un echilibru între costurile pe care trebuie să ne asumăm până la urmă și circulația în condiții de siguranță. În luna decembrie și acum în luna februarie am intervenit și pentru îndepărtarea poleiului, pentru a interveni cu sare, pentru a nu avea accidente de circulație. Am intervenit inclusiv pe trotuare. Deci, practic, toate aceste lucruri generează costuri, dar importanța și sănătatea și siguranța este cea mai importantă, pentru că odată accidentat sau lovit sau ferească Dumnezeu alte accidente, e mult mai grav. Nu ziceam, în ianuarie 5,9 a fost zăpadă și da. Dar 3 miliarde în decembrie... Păi da, plecați de la premiza că în luna decembrie am avut și, nefiind zăpadă, am avut situații de polei, plus am avut operatorul de salubritate care a făcut curățenie pe oraș. Adică nu luați în calcul numai dezăpezirea, luați în calcul acțiunea de salubrizare a orașului. Deci nu privește strict și iar în aceste 5,9 miliarde intră și salubritatea. Deci nu intră numai activitatea strict de dezăpezire. Curățenia de pe străzi, sigur. Vor
vorbeați de un program de asfaltări și de realizare parcării. Ați punctat cumva spații, locurile unde veți realiza parcări, străzile care urmează să fie asfaltate? Desigur, avem acum un program și o gândire pe care am făcut-o. Eventual vă vom transmite, pentru că sunt mai multe pe care le luăm în calcul, însă vreau să fac o ultimă discuție în urma acestor dezbateri pe care le-am avut și în momentul în care o vom definitiva, o vom pune la dispoziția dumneavoastră pentru a ști punctual pe ce străzi se va interveni și ce parcări și ce alei se vor face. Nu e normal ca această comisie de circulație să vină ea și să propună niște soluții? Adică așteptăm de la Rămașca în ce? Pentru că nu e economist, altul inginer, altul profesor. Nu știu dacă e cea mai bună variantă să vină Rămașca și să spună că are nevoie de o parcare sau că cred că ați, cred că ați înțeles greșit. Nu, cred că ați înțeles greșit. Dar cu siguranță din Comisia de Circulație fac parte și Poliția Națională, tocmai vă spuneam, și ei au un cuvânt foarte greu de spus. Deci eu cred că ați înțeles greșit. Întrebarea colegului dumneavoastră a fost referitoare cum ar putea un cetățean să participe sau dacă ar putea să participe. Și eu am sigur, fără nicio problemă, ar putea să participe. Asta nu înseamnă că este o obligație. Cu siguranță avem la nivelul primăriei municipiului Roman pe cineva care se ocupă de aceste lucruri, este vorba de Bogdan Dănăilă, și cu el, împreună cu membrii Comisiei de Circulație, putem gândi lucrurile care se pot face punctual în anumite zone. Că mai vine câte o solicitare de la un cetățean, sigur e liber să se implice și să participe activ. Nu îi putem interzice, la fel nu există o obligație. Deci trebuie să facem un pic o delimitare în întrebarea care a venit de la colegul dumneavoastră. Școli de șoferi, taximetriști, așa este. Șoferi de ambulanță uneori care ei au de intrat în niște zone în care toată nu e loc. Așa este. Adică important e că sunteți de acord că trebuie schimbat ceva, adică trebuie un pic lucrat în anumite zone, nu știu, nu reduceri, nu interziceri, dar trebuie, nu știu dacă neapărat sensurile unice generează fluidizarea, însă sigur că putem să luăm. Mai de să nu comparăm Brașovul cu infrastructura. Erau și dar știți cum s-a mai fluidizat acolo? Cu sensurile giratorii. Vă aduceți aminte înainte în Brașov cum se stătea la semafoare? Acum nu mai e așa. Și sigur că nu putem vorbi de arterele din Brașov și ați văzut ce sensuri unice mari au și... Da, din păcate, la noi infrastructura asta e, vă dați seama că noi acum... Da, vorbeau de Smirnozava, care e o stradă care ar putea fi cu sensuri și să parcheze și pe stânga și pe dreapta. Și, care... și așa se parchează și se formează niște blocaje. Eu n-am nicio problemă, deci punctual putem discuta... Nu, nu e loc de parcaj și pe stânga și pe dreapta. Oricum nu, da. Și a doua, da. O dată doară era legată de aceste amenzi, datorii pe care persoanele fizice le acumulează către bugetul local, știu că există posibilitatea ca această datorie să fie transformată în muncă în folosul comunității. Da. Dar această solicitare trebuie să vină la cetățeanul care are amenzi. Nu le pot impune eu. Nu, deci spune că introduceți un proces și el poate alege între închisoare. Și atunci poate să vină persoana și să spună da, plătesc sau nu o să fie obligată de instanță să desfășoare aceste ordine. Noi avem și situații în care ne vin de la instanță cu obligativitatea prestării... Nu vorbesc de cazurile celelalte. Vorbesc strict de amenzi care se transformă în ore de muncă în folosul comunității și asupra cărora nu există limitare de 72 de ore, așa cum există pe legea 416. Eu, din câte știu, instanța decide, dar el trebuie să facă solicitarea. Dar dumneavoastră trebuie să... Avem solicitări. Avem solicitări din partea... Nu știu, cred că sunt în jur de 10-15. De la sere nu e neapărat nevoie de muncă calificată. Nu, dar noi chiar acolo în zone, chiar acolo îi și folosim, la spații verzi. Deci nu avem nicio problemă, dar trebuie solicitarea să vină de la om. De fiecare dată când au mai venit la mine în audiență pentru a obține certificatele fiscale și nu le-au putut obține, eu le-am dat această variantă.
Vom face și o campanie de informare, dacă vreți, dar trebuie să vedem cum putem ajunge la aceste categorii de... Cu siguranță. Și cei care au anumită datorii de regulă și relegrează pe parcursul anului. Adică vorbim de câteva cazuri, de câteva. Deci punctual acolo unde s-a dorit, noi am oferit asistență și am oferit această variantă de a informa că pot transforma aceste amenzi și în ore de muncă în folosul comunității. Însă sunt unele persoane de rea credință care n-au de gând să achite niciodată aceste amenzi. Ce? Se organizează concurs pentru funcțiile de comitet director de la spital. La spital face câteva aprecieri față de... Nu cred că se va schimba sau nu știu ce dosare de vorbim. Dar cu actuala conducere a spitalului, colaborarea noastră, cum a fost și așteptați alte persoane să se înscrie, adică s-ar îmbunătăți ceva sau s-ar mai putea îmbunătăți ceva? Vă dați seama că nu pot eu acum să împiedic pe cineva să se înscrie sau să nu se înscrie. Eu sunt convins că eu pot lucra cu oricare dintre aceste persoane care se vor înscrie și care vor participa și care vor câștiga. Nu este în atributul meu să mă pronunț acum dacă o persoană e mai bună sau nu. Pe mine mă interesează ca persoana care vine să colaboreze foarte bine cu Primăria Municipiului Roman, atât pe partea administrativă, dar cât cel mai important pentru creșterea actului medical. Cred eu că aceasta trebuie să fie provocarea celor care se vor înscrie la acest concurs și trebuie să respecte legea și pacienții. Dar de ce au fost consiliat concursul? La fiecare trei ani expiră mandatul. Nu. Dar nu văd ce legătură are formațiunea politică cu un post scos la concurs și la care până la urmă fiecare e liber să înscrie și să știți că aceste posturi de conducere nu sunt neapărat atractive. Nu știu dacă ați observat că medicii, celălalt personal e mult mai bine salarizat și fără bătaie de cap decât cei din conducerea spitalului. E o răspundere pentru cei care își asumă astfel de lucruri și trebuie să fie conștienți că trebuie să-și facă datoria așa cum trebuie acum. S-a modificat prin hotărârea de Consiliu din iunie 2016. Din câte știu, reprezentantul primarului a rămas domnul Ovidiu Bojescu, care este și președinte al Consiliului de Administrație. Sunt doi reprezentanți din partea Direcției de Sănătate Publică și doi reprezentanți ai Consiliului Local. Și cred că e vorba de doamna Havrici și de domnul Pascariu. Da. Bine. Vă mulțumesc mult.